Bine v-am găsit, dragi prieteni! Numele meu este Mirela Oltianu și, dacă vă place frumosul și arta, am bucuria de a vă invita să urmăriți câteva episoade deosebite în care vom încerca să pătrundem în tainele unui cunoscut artist plastic creștin, ale cărui creații au depășit de mult spațiul atelierului său. Unele au ajuns chiar pe pământul altor continente. Aflând că scriitorul Liviu State lucrează la o carte despre viața și creația artistului nostru, am montat câteva camere de filmat și am arhivat discuțiile dintre cei doi, prin care omul condeiului și-a adunat unele informații pentru carte direct de la sursă. În mâna artistului nostru, o bucată de marmură sau de piatră poate lua chip de om. O bucată de lemn sau de metal ajunge să primească o formă deosebită și apoi să fie admirată de zeci, sute sau mii de oameni. Liviu Mocan, așa se numește omul capabil să transforme cotidianul în artă. Pentru el, arta nu imită viața. Pentru Liviu Mocan, viața este artă. Nu ne-ar ajunge o emisiune pentru a atinge fiecare capitol al cărții și vieții sculptorului Liviu Mocan. De aceea, am decis ca dialogul nostru să fie împărțit în mai multe episoade. Astfel, vom putea atinge câteva teme esențiale ale vieții lui Liviu Mocan, precum tinerețea, familia, relația cu Divinitatea, drumul spre succes, momente decisive și alte registre ale vieții lui. Sperând că v-am stârnit interesul, vă invit să rămâneți alături de noi preț de câteva episoade, începând de astăzi. Pentru a face cunoștință cu sculptorul și omul Liviu Mocan. În episodul de azi al călătoriei noastre, din cadrul emisiunii de interviuri și reportaje, vom vorbi cu sculptorul Liviu Mocan despre relația artistului cu Divinitatea. Dragă Liviu, săptămâna asta, peste trei zile mai exact, să împlinesc 16 ani de la realizarea primului meu interviu cu tine pentru revista Asociația mea de Afaceri de la Oradea. Din acel interviu mi-a rămas în minte o frază nemaipomenită. Dumnezeu este respirația mea, respirația familiei mele, respirația sculpturilor mele. Pornind de la acest aspect, aș vrea să portăm un dialog despre creștinism și în special despre crezul tău, despre filozofia vieții tale. Așa, ca un, să fie ca un dialog între un discipol și învățătorul lui și maestrul lui. Accept? Nu. De ce? <laughs> Pentru că tu ești prietenul meu, tu ești un fiu a Dumnezeului celui prea înalt. Nu numai că suntem egal, ci eu doresc să învăț de la tine. Dar ca să facem o discuție și să aibă o anumită logică, un anumit firesc, desigur că putem pleca de la niște întrebări pe care le ridici. Dialogul ăsta care ți-l propun, nu vreau să fie un dialog teologic, vreau să fie un dialog în care un creștin pune întrebări altui creștin, să răspunzi cu sufletul tot și cu crezul tot de creștin. Ce este Biblia și cine învață ea? ființa umană nu are nici o șansă în afara revelației. Revelația divină este șansa condiției umane. Biblia, această scrisoare de iubire a Creatorului către noi, creațiile Lui, constituie șansa înțelegerii adevărului. Fără Revelație nu există adevăr. Noi avem șansa de a înțelege cum stau lucrurile în Univers și pe planeta aceasta și cu privire la noi înșine doar prin Revelație, adică printr-o perspectivă din afara sistemului nostru. Noi fiind parte din sistem, nu putem înțelege întregul, șansa noastră este revelația. Și a doua întrebare, ce este Dumnezeu? Dragul meu, aici va trebui să-i faci un interviu lui, să îți spună el, pentru că ce pot ști eu despre el? Cine este Dumnezeu? Nu știu. În schimb, știu ceva. Și anume, știu că el există. El e viu. El interacționează cu noi, creațiile lui. De ce a creat omul? Dumnezeu a creat omul. Aceasta îți propun să fie a doua întrebare pe care eu o pui în interviu pe care îl, e, îl, îl vei lua lui. Singurul lucru la care mă pot gândi este că acest creator universal un infinit de iubire, de înțelepciune, de forță, ne-a creat din iubire. Dar fiind faptul că omul este limitat, cunoștințele sunt limitate, puterea de a cunoaște este limitată. Mulți se întreabă cum a putut Dumnezeu să creeze omul din cuvânt? La început a fost cuvântul și prin cuvânt Dumnezeu a creat lumea. Tu cum expriți acest act divin? Dumnezeu este singurul creator. Dumnezeu este singurul care a creat un univers fără limite din nimic. Noi toți ceilalți care încercăm să facem ceva asemenea unor copilași care se joacă în nisip sau cu lemnuțe sau cu pietricele, noi nu facem altceva decât să recreiem o creație deja existentă. Noi remodelăm sculpturile lui. Noi facem un fel de creație. Dar nu este o creație perse. Prin creația asta Dumnezeu a avut un plan de înainte pentru om. De vreme ce El este în afara timpului și a spațiului. Toate erau. Deja consumate înainte de a, fi, de a, de a exista. El la jertfit pe Iisus Hristos, de exemplu, înainte de a fi creat lumea. Iisus, jertfa, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, era jertfit înainte de a fi fost creat Adam, pentru că Dumnezeu, a tot știința lui, știa ce se va întâmpla. Și atunci a pregătit deja dinainte soluția pentru nenorocirea care venea peste planeta aceasta. Nu cred că Dumnezeu, prin uh, această uh, ademire a șarpelor, la Eva, să uh, guste, să mănânce din pomul cunoașterii, a fost o încercare de a controla, de a verifica credința lui Adam și a lui Eva. Adică să vadă dacă într-adevăr această credință este benevolă, pleacă din Suflet, nu impusă. Una dintre cele mai mari asemănări ale ființei umane cu Creatorul cel mare este libertatea de decizie, liberul arbitru. Când ne-a creat în asemănare cu El, unul dintre primele lucruri pe care le-a Pus în capacitățile noastre a fost tocmai această libertate de decizie. Deci, tot ce avem acolo, probabil o metaforă cu copacul cunoștinței binelui și răului, și cu copacul vieții, este de fapt, în esență, o punere a problemei, o creere a unui cadru de libertate. Vă pun în față două opțiuni, voi alegeți binele și răul, viața și moartea. Iar această condiție, această situație de a putea alege între cel puțin două lucruri prin libertate de voință, rămâne valabil pentru întreaga specie umană. Fiecare dintre noi suntem, la rândul nostru, un Adam și o Eva aproape în fiecare clipă puși în fața celor două opțiuni. Înainte de a vorbi despre păcatul primar, aș vrea să vorbim puțin despre ce celălalt păcat, al lui Lucifer. Cine a fost Lucifer și cum a păcătuit el față de Dumnezeu? Lucifer a fost luceafărul strălucitor de dimineață. Dumnezeu l-a creat cu o frumusețe și cu o inteligență și cu o putere extraordinară. Nu știm cum, nu avem cum înțelege realitățile acestei lumii multidimensionale în care ființează uh, Dumnezeu însuși și îngerii, heruvimii, serafimi și toată această împărăție a lui Dumnezeu, nu știm cum. Deci nu știm cum s-a putut sui uh, la mintea acestei ființe extraordinare dorința de a fi altceva decât pentru care a fost creat. El a fost o creație, prin urmare avea limite foarte Concrete, ca orice altă creație. Iar el a, a dorit să iasă din limitele pentru care a fost creat și să devină ca Dumnezeu, să devină altceva, să intre într-o altă ligă, într-o altă categorie, din creație, să devină creator. Aici a fost nebunia lui și l-a urmat. O mulțime de, de îngeri în această nebunie. În, în cartea aceasta excepțională pe care o avem în Sfânta Scriptură, Iuda, care este probabil singura carte cu un singur capitol, în versetul 6, mi se spune ceva care pe mine m-a tulburat. Din, din tinerețe și uh, am, am simțit că înțeleg ceva despre această armonie universală în care Dumnezeu a creat ființe și lucruri pe fiecare la locul lui, tocmai în armonie cu celelalte. În versetul acesta, în textul acesta, ne se spune, îngerii care și-au părăsit locuința. Foarte interesant. Dumnezeu le-a creat un cadru, o locuință. Uite, aici funcționați voi bine. Ei, împreună cu Lucifer, și-au părăsit locul acela care era armonic în Univers și au încercat ceva unde nu puteau funcționa oricum, pentru că nu era după puterile lor. Și astfel a urmat căderea. Și de aceea, Dumnezeu. I-a limitat și i-a trimis, ne spune Sfânta Carte, i-a legat, i-a determinat, le-a dat o altă casă, o altă încăpere care este Planeta Pământ. Și-a urmărit el prin ademenirea iuvei și a lui Adam. Același lucru. O perturbare a armoniei create de Marele Dumnezeu și anume... Adam și Eva aveau acest cadru pentru care au fost creați, lumea aceasta, capacitățile lor, și Lucifer a venit exact cu aceeași ispită. Dacă veți mânca din fructul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Adică vi se va schimba natura. În loc de creație, veți deveni creator. O minciună. Aș vrea să te întreb acum. Deci pe mântuire. Mântuirea este o șansă dată omului de a se reîntoarce cândva în Eden? O, da. Aici este bucuria vieților noastre. Ne putem întoarce în Eden prin pomul vieții care este Isus Hristos. Răstignirea lui pe lemn este imaginea pomului vieții din Eden, noi prin el mâncând, hrănindu-ne sufletele din acest pom al vieții, ne reîntoarcem în Eden. Dar ne vom reîntoarce nu identic la condiția lui Adam și a lui Eva în Eden, cei dinainte de păcat, ci ne vom întoarce într-o stare superioară existențelor lui Adam și a lui Eva. De ce? Ei cunoșteau răul doar potențial. Dumnezeu le spusese, nu mâncați din pomul acela, pentru că în ziua aceea veți cunoaște binele și răul. Ei nu cunoșteau răul și veți muri negreșit. Ei, ei aveau o cunoaștere a acestei realități doar la nivel teoretic. Noi? Avem o cunoaștere practică. Noi ne luptăm cu satana, ne împotrivim lui, dar el acum are acces foarte direct. La noi. Planeta aceasta zace în cel rău. Planeta aceasta, noi oamenii, începând cu Adam și cu Eva, prin păcatele noastre, noi o dăm unui alt stăpân. O dăm răului să coordoneze uh, relațiile de pe planeta aceasta. Ei, cei care revenim de la pomul cunoașterii binelui și răului unde se încolăcește cel rău, revenim la pomul vieții unde s-a dăruit pe sine Iisus Hristos, noi luptăm cu răul, ne împotrivim lui în mod foarte direct, nu doar teoretic, cum erau Adam și Eva. astfel că noi, noi consumăm uh, o experiență care din multe puncte de vedere ne va face superiori lui Adam și Eva. Datorită acestei mântuiri, consider cumva că această mântuire ca o spălare, ca zis ca să ajungem în structuri superioare față de în structura care a fost Adam și Eva. Da. Această mântuire este purificarea Sufletului, și datorită ei ajungem în, în această structură superioară? Ajungem, în primul rând, prin bunătatea lui Dumnezeu, pentru că se îndură de noi păcătoși și El vrea să ne, să ne pună înapoi într o relație minunată cu el și toate acestea sunt planurile lui care depășesc căpșorul nostru. Nu vreau să ne îndepărtăm de aspectul ăsta a păcatelor. Cum putem obține iertarea păcatelor? Și cum putem ști că am obținut ace această iertare de la Dumnezeu? Regulile nu le putem noi stabili un pușcăriaș nu-și impune regulile. El trăiește acolo, în pușcărie, datorită păcatelor pe care le-a făcut. Pușcăria și viața de detenție constituie consecințele răului. Astfel că noi nu hotărâm cum ne mântuim. Și aici, din păcate, se Clasează diverse religii, orientări religioase, în care uh, omul cugetă și găsește soluții de a se mântui pe sine. Ceea ce este imposibil. Pușcăriașul acela nu poate ieși din pușcărie pentru că vrea el. O ființă care se neacă în ocean nu poate să se salveze pentru că vrea el. Și atunci este nevoie de cineva din afara sistemului tău să vină și să-ți întindă mâna. Și să spună: Vreau să te mântuiesc, vreau să te scot din nenorocirea în care ești, din închisoarea aceea, din moartea aceea. Vrei și nu te forțează. Mântuirea vine benevol. Eu decid întind mâna sau nu întind. Dar șansa mântuirii și felul mântuirii, soluția, nu noi o stabilim, ci El ne-o oferă. Îmi spuneam acum câteva zile că omul, cu cât e mai departe de Dumnezeu, are senzația și trăiește cu senzația că e mai vrednic de Dumnezeu. Da. Și îl imaginează pe Dumnezeu așa cum vrea el, cum, cum poți simțul lui. Da. Cu cât omul se, se apropie de Dumnezeu, se îngrozește de păcatele Lui și își spune că sunt, sunt nevrei de tine, Doamne. Ce se întâmplă în cazul când un om ca acesta, să duce merit, își cere iertare, dar el nu își poate ierta sinele? Are o conștiință care, cum se poate vindeca un asemenea om? Doar prin credință, pentru că una dintre poruncile pe care le avem în Sfânta Carte este să ne încredem mai mult în promisiunile lui Dumnezeu decât în simțămintele proprii. Deci eu, dacă am făcut o boacănă, am făcut un păcat și conștientizez că am făcut un lucru rău și vin în fața lui Dumnezeu și îl rog, iartă-mă, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Aceasta e promisiunea lui. În alte cuvinte, dragii mei, dacă ați greșit și vă cereți iertare, vă promit că vă spăl de păcate, vă iert. Ei, am greșit, am venit și mi-am cerut iertare și totuși conștiința mea îmi spune, nu ești iertat. Întrebarea este pe cine cred? Cred conștiința mea care mă acuză în continuare și poate până la moarte sau îl cred pe Dumnezeu care îmi spune dacă ți-ai cerut iertare să știi că te-am iertat. Am călătorit ca și tine în lumea asta și am întâlnit la multe popoare un sentiment de antisemitism puternic. Spun o întrebare de ce evrei au fost ales ca popor al lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu a ales ca acelui da. poporul lui? Întrebarea aceasta sau acuza aceasta care îi se aduce pe Dumnezeu este falsă. În primul rând, pentru că Dumnezeu nu a ales un popor. Să, să se uite peste pe popoarele lumii și să spună pe aceștia aleg. Dumnezeu a ales un om. Pe Avram. Un om care a acceptat să renunțe la idolatrie, adică la orice formă, la orice existență vizuală, conceptuală, ce îi oferea încredere pentru viața lui. A renunțat la toate acelea. El avea un business cu, cu idoli și l-a urmat pe un Dumnezeu care era abstract, invizibil și care i-a făcut o promisiune. Ești din familia ta dintre rudele tale din orașul tău. Ieși și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Și astfel a plecat prin credință. Acest om era după inima lui Dumnezeu pentru că se încredea în Dumnezeu. Omul acesta a avut copii, copiii au avut copii și așa s-a născut poporul evreu, în sânul căruia a venit Isus Hristos Mântuitorul, dar proiectul lui Dumnezeu era de la un om, la o națiune, la Isus Hristos întrupat și apoi la lumea întreagă. Dovadă că Isus Hristos, la înălțarea lui la cer, le-a poruncit ucenicilor, ei, evrei dragi, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. De ce evrei nu l-au recunoscut pe Hristos ca Mesia? E o părere personală, așa cum au fost toate cele de până acum. Eu cred că îl recunosc foarte bine pentru că prea multe promisiuni, zeci, sute de profeții au fost date în Vechiul Testament, în, în Scriptura Evreiască, pentru a-l defini pe Mesia, astfel că împlinindu-se sute de promisiuni, de profeții în Isus Hristos, sunt convins că ei care cunosc foarte bine Vechiul Testament, înțeleg că Isus este Mesia, părerea mea este că nu vor să-L accepte. O ultimă întrebare, pe timpul trece foarte repede, cel mai mare dușman al nostru. Există în, în Biblie un verset în care spune Hristos Eu nu am, nu am venit să aduc pacea ci am, am venit să aduc sabia. escriu prin și mi versetul ăsta din punctul tău de vedere. Eu văd că lucrurile stau în felul următor. Iisus a zis am venit să aduc sabia pe pământ. Felul în care a aduce el sabia constituie o, constituie o temă minoră. O realitate minoră. Realitatea majoră, tema majoră a, a, a acțiunilor lui Iisus Hristos este aceea a păcii. El a adus pacea. El a adus pacea cu mine însumi, pacea mea cu Dumnezeu, pacea mea cu semenii. Sabia este tema minoră, și anume, cei care nu au această pace cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu lumea, îi urăsc pe aceștia care au pace și ei scot sabia. Și pentru că vorbim despre o realitate spirituală foarte concretă și foarte uh, dură, această diferență între a fi cu Dumnezeu și a fi fără Dumnezeu în lumea aceasta, cei care sunt fără Dumnezeu în lumea aceasta, chiar dacă sunt membri ai familiei, prieteni, vecini, compatrioți, ei vor scoate sabia la cei care au pace. Vă lăsăm să meditați la ceea ce artistul Liviu Mocan a împărtășit astăzi cu noi. În speranța că veți dori să continuați alături de noi călătoria în Universul Artei, vă așteptăm să ne fiți alături și data viitoare, în acea zi și la aceeași oră, pentru a descoperi noi dimensiuni ale vieții de artist. Până atunci, însă, nu uitați că fiecare suntem mici opere de artă în mâna creatorului, care dorește să ne modeleze mereu spre binele și fericirea noastră, respectându-ne totuși propria decizie.